Sărbine, bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Iată că au venit alături de noi și domnii consilieri, care reprezintă Consiliul Local al Municipiului Câmpina la această manifestare. Le mulțumesc pentru că au acordat fonduri pentru organizarea acestei manifestări. Din păcate, vremea... Cred că putem face ceva cu... zgomotul, care nu trebuie să fie neapărat foarte puternic, dar să ne putem auzi. Mulțumesc! Din păcate, vremea nu este foarte bună, așa că ne-am repliat la Casa de Cultură Geoboxa și mulțumesc doamnei director Alexandra Ioniță pentru că este alături de noi și pentru că a pus mult suflet în organizarea acestui festival. Este un festival aflat la cea de-a 23-a ediție. El s-a desfășurat la început într-o comună de lângă Câmpina, după care a venit în municipiul nostru și de atunci, de foarte mulți ani, avem multe trupe de dans, cântec popular la Câmpina, la începutul verii, care ne fac să nu ne uităm istoria, ne fac să ne amintim de tradițiile populare, pentru că cine are istorie va avea și viitor. Vreau să mulțumesc celor care s-au ocupat de organizarea acestui festival și, în primul rând, Casei de Cultură Geoboxa, dar și tuturor celorlalți care au fost alături de dumnealor. Vreau să mulțumesc delegației din Republica Moldova, care este alături de noi, din orașul înfrățit Cimiștria, reprezentată delegația fiind de domnul consilier local Bârsă. Și vreau să vă spun că, deși sunteți puțini, poate mai chemați câmpineni sau colegi din alte localități, pentru că veți asista la un spectacol de excepție, cu mulți cântăreți renumiți, trupe de dans care știu să danseze foarte bine muzică populară și sper să fie o zi frumoasă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și aș vrea să rog pe domnul consilier Bârsă să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Mă numesc Grigore Bârsă, sunt consilierul orașului Cimișlia și la ocazia făcut să conduc delegația venită din partea Republicii Moldova și orașului înfrățit cu Câmpina Cimișlia. Cu regret nu a putut să vină domnul primar, eu am fost așa în ultimul moment desemnat în calitate respectivă, ceea ce într-un fel poate explică un pic de emoție care l-am, vreau să zic că sunt pentru prima dată la Câmpina, ceea ce am auzit de la colegii mei de la cei care au mai fost, pe meleagurile dumneavoastră se adeverește, aveți niște locuri foarte frumoase. Eu am avut o fericită ocazie să vizităm unele instituții culturale din zonă și toate acestea demonstrează că relațiile noastre de prietenie și înfrățire sunt funcționale. Chiar prezența noastră de astăzi, de fapt, este o dovadă a faptului că se merită această relație de înfrățire între localitățile noastre, întrucât noi putem să venim la dumneavoastră având un nivel evident mai înalt și de cultură și de dezvoltare, mă rog, nu ne dăm în detalii, știm care sunt realitățile, asta evident că ne impresionează, asta ne influențează și contăm pe acest sprijin al dumneavoastră și în continuare. Cât mă privește, chiar dacă sunt
șeful delegației sau capul delegației, sunt o persoană secundă în colectivul de astăzi. Cei care vor avea de spus mesajul principal vor fi artiștii cu care am venit. Este vorba de colectivul de dansatori a Izvor și de prestigioasă noastră cântăreață, Anișoara Prisăcaru. Îmi exprim speranța și încrederea că evoluarea lor o să vă impresioneze și evident că asta este un stimul pentru artiști care muncesc pentru noi, spectatori. Astea fiind spuse, vă mulțumesc, domnule primar, pentru invitație, vă mulțumesc pentru ospitalitatea pe care am simțit-o din plin și urez o evaluare cu succes tuturor celor care vor fi în șeră. Vă mulțumesc!